spatele meu este Sigiria. Sigiria, cum o pronunță localnicii. Sigiria e o cetate, e un sanctuar pentru ei, e ceva sfânt. Mi-a luat câteva zile ca să pot să aflu, cred, o mică parte din ceea ce e spatele meu. Sigiria este o stâncă monolit, e cam la 200 de metri înălțime și dacă te uiți, pare ca și cum ar fi tăiată. Pe hartă, dacă te uiți, stânca asta este în mijlocul unei păduci. Lângă ea este un mare bazin cu apă, care se și cheamă rezervorul ei, rezervorul lui Sicilia. Cei doi don, nu este nimic altceva decât intrarea principală și se cheamă dublul arc. Cam cum puteau să intre mai mult de doi oameni care se chinie chiar și în ziua de astăzi? Uite, toată intrarea e de două persoane. Toate pietrele astea care sunt aici mari, cum au fost aduse? Nu aveau ele oare rostul de a putea fi rostogolite către oricine ar ataca? Pentru că cetatea, castel, este aici, sus. Să ajung în vârf după aproape 1200-1300 de trepte, adică vreo 40 de minute de urcat. Sunt sus în Sigiria. Mă simt foarte bine, nu cred că asta vă interesează. Vă zic că aici e cu totul alt film decât de jos. Ce sens al film? În sensul că îți dai seama de poveștile pe care le-a scris în aceste pietre. Îți dai seama de ceea ce e aici. Îți dai seama că aici totul era un orășel mic, funcțional. De ce oare s-au izolat oamenii ăștia sus aici? Care ar fi oare răspunsurile? Hai să căutăm. Sigiria, care e considerată una dintre cele 8 minuni ale lumii, pentru mine e un loc magic. Și mă simt extraordinar că am ajuns aici, călătoresc mult în ultimii ani. E a doua oară când vin aici, de-abia acum încep să înțeleg cam ce se întâmplă aici și cam ce s-a întâmplat aici. Dincolo de niște pietre care au aproape 1500 de ani. Sigiria este fostă capitală a Sri Lankai. E o capitală, a fost de capitală antică. După cum ați văzut sau vedeți, e totul la o înălțime de 200 de metri. Am urcat cam o oră până aici, pe trepte înguste. E un adevărat oraș sus pe pietre. De ani oamenii ăștia erau pregătiți să stea aici în caz de orice, război, pace. Cu toate astea mă frapează de ce au venit tocmai în vârful unei stânci minunate, de cine se ascundeau ei? Sau care erau lucrurile pe care le făceau aici? Oare locul ăsta care este aici de 1500 de ani, care vedem clar bazine de apă, care vedem rezervorul de apă în partea aia, când vedem grădini,
unde vedem clar protecție în față, cu pietre care pot cădea la comandă, cu lacuri, cu grădini care pentru noi europeni nu sunt mare lucru, dar să ne gândim că erau făcute acum 1500 de ani. Căderea de apă și cu toate detaliile puse la punct, cu adâncimi diverse, cu înălțimi diverse, care la un anumit moment, când cine știe cine cerea, ele se puteau umple cu apă. Astfel, puteai să îngreunezi orice adversar care ar fi vrut să vină spre tine sau la tine. Dar oare de cine s-ascundeau oamenii ăștia? De ce oamenii ăștia nu și-au făcut toate lucrurile astea jos? De ce le-au făcut jos la baza stâncii? Cum de stânca asta este atât de dreaptă sus? Ca și cum i-a aștepta pe cineva să vină aici. Oare nu au tăiat-o? Oare nu a fost muncă? Cum au adus pietrele astea de jos? Mie mi-e greu, nu că am o condiție fizică, că-s pe focă, dar mi-e greu astăzi, în 2018, cu mă ierți în picior, am urcat într-o oră 1200 de trepte. Sunt multe întrebări pe care le am. Mi se pare fantastic. Hai să ne mai uităm împreună și mai povestim. Ea spune apa din vârful muntelui. Dacă n-aș ști că este de fapt un bazin de acumulare naturală de ploaie, e o pace și o serenitate aici, încât de mult n-am mai simțit-o și n-am mai văzut-o. Toată lumea parcă de oriunde ar veni, din orice colț al lumii vine. În momentul când am ajuns sus acolo, în colț, și oboseala trece. Restoration? Sir. Thank you, sir. Thank you. You are so great. Știu că am mai zis, dar îmi place foarte tare la Sighiria. Mi se pare un loc magic și ia doare când vine aici, dar n-aș mai pleca. Atât de bine mă simt. Îți recomand și ție să vii. Aici este tronul, asta era vederea din spate la care el supraveghea tot ce se întâmpla în curtea lui. Nu am descoperit nimic încă dacă există locuri în interiorul acestei pietre, acestei stânci. Sunt absolut convins că sunt locuri secrete. Să ne facem singuri viitorul. Peace.